cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Tocmai discutam înainte de a începe emisiunea despre modul în care fiecare dintre noi se raportează la alegerile care vor urma anul acesta. Eu mi-am spus părerea, nu pot să o transmit acum pe post, dar promit să o transmit la momentul oportun din punctul meu de vedere apropo de aceste alegeri dominate de stabilitate. Îmi aduc aminte de o piesă de teatru celebră în care venea un tip care vorbea despre comunitate, comunitate care comunitate spune ce să facem și cum să facem. Așa, acum noi suntem cu stabilitatea în freză, ca să ne adresăm și altor categorii de cetățeni. Deci suntem cu stabilitatea în freză. Invitatul de astăzi al emisiunii este domnul Marius Sirimia, viceprimarul municipiului Piatra Neamț, omul pe care acum câțiva ani îl declaram omul anului aici la Mesagerul de Neamț, pentru că avea o pasiune să caute lucruri vechi. I-aș propune să începem emisiunea de astăzi cu același subiect, nu al căutării de lucruri vechi, ci a căutării de lucruri utile pentru orașul Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Dacă vă dau un detector acum administrativ, nu detector de minciuni, nici detector de metale, și vă trimit cu el în primărie ca să detecteze unde este neglijență, unde este indolență, unde este nepăsare, credeți că ar funcționa? Din păcate nu s-a inventat un asemenea aparat, dar utopic vorbind, cred că acel aparat ar da semnale peste tot, să zic așa. Am înțeles. Că asta este, așa cum un detector de metale dă semnal la orice metal pe care îl întâlnește în raza lui de acțiune, așa probabil și acel aparat ar țipa, ar da semnale, ar face zgomot, acolo unde este indolență, nepăsare. Știți de ce? Știți de ce vă întreb, domnul viceprimar? Spuneam zilele trecute când am boscorodit eu singur aici ceva în emisiune, că culmea că s-au uitat și oameni. Asta m-a mirat, că am vorbit singur, s-au uitat. Am zis așa, băi, nu avem o școală dată în folosință pentru că niște minți crețe, nu vorbesc de guvern care a dat ordonanța trenuleț, că acolo tăi ușor să dăm vina pe ei. Niște minți crețe n-au luat în calcul să facă o achiziție pentru branșarea unor chestii. Acolo niște chestii, adică ca să funcționeze, să-ți branșezi la curent, la ce este. N-au luat în calcul, au lăsat pe ultima sută de metri. De ce? Că așa e obișnuința. Nu știu dacă au lăsat-o, cât eu, părerea mea este că efectiv au uitat de acel branșament. Vai, dar nu pot să cred. De ce sunt? Doar știți foarte bine că eu m-am consacrat prin modul meu de a spune direct lucrurile. Nu pot să cred că au uitat despre o branșare. S-au uitat, pentru că s-au uitat și din proiectare și s-au uitat și apoi. Ba, dacă nu este doar un caz. Este vorba și despre branșamentul de la grădinița din Precesa, este vorba și de branșamentul de la școala 5. Adică sunt, știți, prima oară e din greșeală, a doua oară e din... Și vă las pe dumneavoastră să continuați. Când din faci, prostie sau din interes? Din, nu știu dacă e interes. Eu aș merge pe prima variantă. Sau s-a uitat. A uita este omenește, a greși este omenește, dar greșește odată. A uita este omenește, a uita într-o funcție publică, de funcționar public, este neglijență. Este o neglijență criminală, este o neglijență de cum doriți dumneavoastră, pentru că eu nu pot să înțeleg de ce să luați capace. Pentru că asta e conducerea primăriei, pentru că niște tipi, și să le luați capace ca lumea, adică nu luați capace oricum. Luăm capace de la oameni, de la părinții care
Știu. Asta e problema. Ne judecă și știu că, nu știu, vorbim despre școală sau despre grădiniță, e același subiect. Ei știu că acea clădire este gata, dar nu-și pot să-și imagineze de ce nu o deschidem. Pentru că acel branșament nu este încă realizat sau nu a fost prins la momentul respectiv să fie realizat în timpul construirii sau refacerii acelei grădinițe sau acelei școli. De asta am zis că trebuie un detector. De asta trebuie oameni care să privească întregul tablou, nu doar părți din tablou. Exact. Să vadă toată fotografia. Uite, acum îmi dau seama ce a pierdut municipiul Piatra Neamț, că nu mai avem city manager care vedea întregul tablou. Să știți că dacă vorbim despre Vlad sau nu știu despre care city manager, domnul Muscalu, deci eu regret plecarea domniei sale, pentru că măcar știu că acum ar fi dat niște explicații competente. Din punctul meu de vedere, și atunci și acum o spun, atunci am spus-o, acum o repet, este o pierdere pentru primărie. Nu știu dacă sunteți ironic sau nu, deci dar niciodată Vlad, nu-mi permit. Vlad chiar a fost un coleg care avea capacitatea să vadă întreaga imagine de ansamblu, avea viziune, avea energie, are de fapt, drept dovadă s-a dus să lucreze în străinătate pe un salariu mult mai mare decât la primărie și când spun mult mai mare, credeți-mă că e mult mai mare și este curtat de firme mari. Deci, eu am spus doar că e păcat că nu-l mai avem aici. Păcat că a plecat. Este o pierdere. E păcat că a plecat și e păcat pentru că dacă era aici ne putea da și niște explicații cum a putut să meargă în proiectele astea fără să facă, să uite cineva pe ele, zic, bă, da, noi ce facem? N-avem... Mi-e place foarte mult, am avut foarte multe de învățat de la domnul Muscalu. Eu regret două plecări din zona Piatra Neamț, a domniei sale, și mai era un domn care nu mai știu eu ce făcea, ceva cu destinații turistice, Alex Filip. La OMD. Și pe dânsul regret. Și dânsul ar fi putut să fie aici, să ne ajute în continuare, să dea niște explicații. Mai ales că acum tocmai dați 200.000 de lei pentru buna funcționare a unei asociații. Că îi plătiți cotizația, că dacă îi dați, se presupune cotizația pentru buna funcționare. Dar, mă rog, trecem peste asta. Avem un OMD, trebuie să funcționeze, o să funcționeze. Nu-l aveți dumneavoastră. Nu avem, noi avem... Că sunt mai mulți membri. Știu, așa este. Nu, orașul. Orașul are. Și, organizație. Am înțeles. Și el, deci, dacă era domnul Filip, sunt convins că banii erau cheltuiți cu foarte multă grijă pentru lucrări care să asigure confortul celor de acolo. Deci, de asta zic, e foarte important să ai confort la o asociație. Da, Alex chiar începuse mulți pași în direcția asta, în dezvoltarea sau să zic eu, în buna funcționare a OMD-ului și chiar începuse o promovare profesională a orașului. Dar, din păcate, știți cum asta, nu știu, a fost ghinionul nostru și nu știu, poate norocul lui, pentru că el a ales un alt județ, un alt oraș din România. Îi doresc candidatură plăcută acolo. Nu știu cât, chiar nu mai știu dacă într-adevăr își dorește să facă politică sau doar, dar doar am văzut că a început sau de ceva vreme a început pașii pentru a dezvolta acolo OMD-ul de la Tulcea. E perfect în politică. Eu sunt convins că va putea să-și exprime în politică toate ideile. De exemplu, eu am rămas, ca să nu mă exprim altfel, știți, am rămas mirat de faptul că au prins ideile lui la Piatra Neamț și au fost și remunerate, cum să spun, nu cu salariu, ci pentru buna desfășurare a acelei asociații, cum se cheamă. Eu sper să fie ascultat, dar având în vedere că am gustat așa puțin viața, lumea politică. Și bănuiesc că la Tulcea nu este altfel de politică decât diferită de Neamț sau de Piatra Neamț. Nu știu dacă va avea șansa, ocazia să fie și ascultat și înțeles. Eu sunt curios dacă la Tulcea va fi pește în politică sau va fi doar prestator de politică. Nu știu, viitorul ne va arăta. Așa. Haideți să, că tot am atins subiectul ăsta al politicii, merg spre un subiect drag dumneavoastră, după aceea ne întoarcem la politică, călcăm din nou în politică. Subiectul numit Uriaș.
uriașii lui Irimia, ca să spunem așa. Da, ideea este a lui Irimia, uriașii sunt a lui Ion Creangă, din basmul povestea lui Harapalb. Da, într-adevăr, este proiectul meu de suflet și mi-amintesc că acum aproape 4 ani de zile vorbeam chiar aici în studioul dumneavoastră despre cum, care este viziunea mea de dezvoltare a orașului din punct de vedere turistic. O groază de proiecte sus pe Cozla, am fost, cred că, cel mai vocal candidat la momentul respectiv, care chiar discutam despre proiecte, proiecțele, nu știu, timing-uri și tot felul de idei care veneau sau atunci la momentul respectiv au venit din suflet și uitați că una dintre ele, de fapt mai multe idei integrate într-una, au încep încet încet să prindă viață sus pe Cozla, chiar dacă, nu știu, părerile sunt împărțite, dar feedback-ul Știți, sunt două este... tipuri de păreri. Unii care admiră ce se face dumneavoastră și zic, bă, e ceva să faci acolo, alții spun că sunteți cu oiștea în gard, știți? Da, Irimia, așa este, cu oiștea în gard. Da. Niciodată un om politic sau un politician nu va avea dreptate 100%. Și este foarte bine pentru că asta ne ancorează în realitate. Uneori părerea unui om care nu este, să zic eu, direct implicat sau sufletește implicat, așa cum sunt eu în acest proiect, ar putea să vadă imaginea altfel și să îmi dea un sfat. Sfaturi utile, sfaturi bune. Chiar am primit sfaturi utile. Sfaturi. Mi-ați trimis un filmuleț. Eu o să încerc să-i dau drumul cu ajutorul englezului nostru, adică domnul Bogdan, care mai nou vorbește cu accent de... Nu știu povestea accentului. Nu am observat London Bridge. Așa. Bogdan, putem să-i dăm drumul? Putem. S-a supărat pe mine că a spus că vorbește cu accent. Ia să vedem dacă... Bună ziua! În sfârșit, Clămânzil a ajuns acolo unde este locul, a ajuns acasă, a ajuns pe Cozla. Este capul lui, este așezat pe poziție, corpul îi vine undeva în spate. Vedeți aici mâinile și tălpile. De asemenea, și ele vor fi așezate pe poziție undeva în vale, pentru că el este camuflat cumva după acest dâmb, el stă la vânătoare. Ce să zic, vă invit pe Cozla, veniți pe Cozla să-l vedeți în realitate și vă voi ține la curent cu toți pașii care urmează. O zi bună vă doresc și vă las în continuare să vedeți randările care vă vor ajuta să înțelegeți mai mult, zic eu, acest proiect. O zi bună vă doresc, mulțumesc! Da, așa cum ați văzut... Este primul uriaș din cei 5 care vor fi acolo sus pe Cozla și care, din punctul meu de vedere, chiar va pune Piatra Neamț pe harta turistică, pentru că el este bazat pe o poveste a noastră, a românilor, scrisă de cel mai mare scriitor al românilor, Ion Creangă. Povestitor. Povestitor. Și... El a prins pentru că noi suntem un neam de povestitori și de asta... Da, a prins. Până la urmă, Harapalb se dă, încă se mai dă la bacalaureat. O să avem probabil în curând Batman eu la bacalaureat. Sper că și nepoților noștri vor avea la bacalaureat sau vor avea oarecum așa obligația să citească măcar Harapalb și Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Adică sunt două basme, două povești care au fost introduse în literatura universală. Se studiază în afară. Adică auzisem, chiar îmi spusese domnul alu Gheorghe, că Harapalb și Tinerețe fără bătrânețe se studiază în Japonia. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar Harapalb este pe lista deja de opere care ar trebui interzise pentru că folosește cuvântul alb, da, și harap. Și s-ar putea harapii să fie supărați, eu sper că așa, iar negrii să fie supărați că harapul nu e numit, nu știu cum, altfel, sau poate o să avem harap alb X. Da, sau mă rog. Nu, deci, eu cu siguranță... aberațiile astea, deci dacă eu accept ideea dumneavoastră și zic că e bună, e tocmai pentru că prin ea se face trimiterea la această poveste, care este o poveste interesantă cu care ar trebui să dea de gândit unora
atunci când se duc să caute ceva. Am înțeles ideea. Scopul acestui traseu tematic, care e inspirat din poveste, pentru că el este inspirat atât din Harap Alb, cât și are foarte multe influențe din perioada Cucuten, pentru că Creangă nu ne spune când s-a întâmplat acțiunea acestui basm și noi ne-a permis să o ducem în urmă cu 6.000 de ani în Cucuten, în epoca Cucuten, să scoatem în evidență și această cultură care, dumneavoastră sunteți profesor de istorie, știți mai bine ca mine ce înseamnă Cucuten și cât ar putea să dezvolte partea asta turistică a municipiului, pentru că orice proiect turistic, dacă are o poveste în spate bine închegată, bine spusă și argumentată și cu părți reale, va fi o poveste de succes. Eu am mare încredere în acest proiect, cu siguranță va atrage foarte mulți oameni sus pe Cozla și în același timp are mai multe scopuri. În primul și în primul rând, prin acest proiect am încercat să, nu știu, să facem să meargă mai bine telegondola. Pentru că, știți, dumneavoastră ați inventat metafora asta. Nu eu, telegoala. La dumneavoastră am auzit-o. La noi s-a auzit aici. La dumneavoastră am auzit-o, că telegondola. Telegoala. Transportă aer curat de pe Cozla. Asta da. Reținut-o. Deci, transportă aer curat când e goală, știți? Când e goală, dar rest, eu sper să nu mai fie goală. Chiar îmi doresc în momentul în care acest proiect va prinde, să zic eu așa, viață și se va vedea ceva acolo sus pe Cozla, pentru că nu sunt doar uriașii puși așa alandala. Ei sunt puși într-o poveste, sunt puși într-un plan, într-un proiect și printre uriași vor fi foarte multe elemente de joacă, elemente de cățărare, elemente atractive pentru copii și nu numai. Bibliotecă în aer liber și de asta, de exemplu, acum am foarte multe informații și sper să nu zăpăcesc pe cei care ne urmăresc, dar acum, de exemplu, chiar astăzi, că astăzi este ședința de Consiliu Local, avem un proiect de parteneriat între copiii, o parte de copiii de la Arte, împreună cu Chiobăr și primăria Piatra Neamț, prin care, cu ajutorul copiilor de la Arte, vom picta anumite elemente de pe acest traseu. Îmi doresc foarte mult și fac tot ce îmi stă în putință să implicăm copiii și oamenii din oraș în acest proiect, pentru că este un proiect astfel gândit încât se pot implica și cei de la Arte, și cei de la Forestier, și cei de la Rareș. Și nu numai, și informatica, pentru că în acest proiect sunt mai mult, sau în acest plan de proiect sunt mai multe proiecțiile micuțe. De exemplu, cum spuneam, copiii de la Arte vor veni și vor picta anumite elemente cucuteniene și elemente din poveste. Cei de la Forestier vor realiza cu resturile scândurilor de la Uriaș, vor realiza căsuțe pentru păsărele. Iar cu cei de la Rareș, împreună cu cei de la informatică, îmi doresc sau pe copiii celor două licee de prestigiu din Piatra Neamț, îmi doresc să implicăm într-un traseu de căutare de indicii, pentru că am observat că lucrul acesta prinde foarte bine la copii și le pune atâta timp, atât. Cum se cheamă, Pokémon, nu la un nu, dat. Da, era ceva de Pokémon, dar da. Gândiți-vă că acum vom Pietremoni și chiar am văzut copii care sunt sclipitori în domeniul ăsta și chiar așa să zic eu am plecat cu inima veselă de la o întâlnire în care am văzut cu copiii vin cu idei proprii foarte bune și chiar au talentul ăsta de a înțelege foarte repede ideea. Absolut, sunt de acord. Sunt copii extraordinari în Piatra Neamț. Avem radioamatorismul pe care vrem să-l ducem sus pe Cozla, care avem copii la Rareș care sunt campioni mondial la radioamatorism. Sunt multe lucruri care le veți regăsi și le veți vedea acolo sus pe Cozla. Știți care este, punctul nostru slab? Că nu am reușit să prezentăm întregul proiect, pentru că este un proiect amplu, este un proiect autentic, un proiect care îmbină povestea
cu arheologia, acum, cu paleontologia, cu astronomia. Așa trebuie Multe făcut. Multe lucruri sunt acolo, așa domnul Bărănescu. Doar că nu am reușit. Oamenii, și pe bună dreptate, le dau dreptate, oamenii spuneau, domnule, da, ați pus niște statui, niște uriași, niște bazaconi, niște monstruozități, fiecare cum le percepe. Dar nu văd toate imaginele de ansamblu. De asta am început emisiunea cu dumneavoastră vorbind despre imaginele de ansamblu, dar noi am arătat doar o mică parte din întregul tablou. Bun, acum nu vă supărați. Știu, este vina noastră. Este vina noastră, este vina mea. Spațiu dar... unde să vorbiți aveți. Avem, avem. Slavă Domnului! Nu trebuie decât să arătați. Ați trimis un filmuleț. Uite, eu l-am dat, de ce? Și el a stat foarte mult imaginea pe ecran în timp ce vorbeați dumneavoastră. De ce? Una e când vezi ceva exact într-o machetă și alt, sau într-o randare, așa, sau alta e când vezi lucrul acolo. Dar ca să înțelegi care este imaginea de ansamblu, e altceva. Trebuie să vezi tot proiectul, să ți se explice. Eu vreau să vă spun altceva. Faceți acest proiect aici. Ok, o să discutăm după aceea și alte lucruri mai... Dar, de exemplu, ați amintit de Petru Rareș. Petru Rareș a avut două echipaje care s-au dus, mă rog, ei spun la NASA, eu spun undeva acolo, la asociație, okay, unde au fost ei, dar au fost două proiecte interesante. Au făcut vizibil cel puțin, orașul. Cel puțin un proiect, cred că ar merita, machetat, ca să zic așa, făcut o machetă, cât se poate, că e prea amplu acolo, și marcată performanța celor de la Rareș undeva sus, sus, pe platoul de sus. Adică aici avem o poveste, acolo avem povestea vremurilor noastre, făcută de niște copii din Neamț. Dacă tot e să gândim o chestie de ansamblu și vrem să o integrăm undeva. Dar, mă rog, astea sunt idei care vin... Eu am lansat o provocare care a fost bine primită copiilor. Este un grup care... Să zic că o adună și copii și de la informatică și copii de la Rareș. Este vorba despre Eu Codez, în care le-am lăsat provocarea de a produce curent electric printr-o metodă, să zic eu, inovativă. Eu am venit cu ideea, ei au înțeles-o și chiar se lucrează, sau cel puțin am văzut că oameni, copiii gândesc altfel. Este vorba, să zic eu așa, în pădure, în pădurea statului, pentru că acest traseu, de asta spun că n-am apucat să discutăm și să explicăm oamenilor. Traseul este pe o lungime de 3,5 km, de la unde ne lasă Telegondola, din afara ariei protejate, până la Trei Căldări. Pe 3 km jumătate. În pădurea statului nu avem voie să tragem curent electric, pentru că acolo, acum, deocamdată, este pădure de producție. Este pădure care produce lemn pentru lemn de lucru și lemn de foc. Pădurea este proprietatea statului, nu a primăriei. Nu. O parte. Partea de pârtie secundară, pe care vor fi multe elemente, este intravilanul și este proprietatea primăriei. De asta știam, că știam, iar, o parte este, da, a primăriei. Iar pădurea, restul pădurii din curba pârtiei secundare, pentru cei care cunosc foarte bine Cozla, până la Trei Căldări, este pădurea statului administrată de Regia Națională a Pădurilor. Acolo nu avem voie să venim cu lucrări, cu lucrări de construcție, să zic eu, care necesită fundație. Nu avem voie să facem șanțuri, nu avem voie să tragem curent electric, nu avem voie să tragem apă și alte utilități, cu toate că nu este nevoie. Când mergem pe Ceahlău, pe un traseu tematic sau un traseu turistic, nu vedem pompe, nu vedem, da, ciușmele. Da. Dacă este un izvor, bine, dacă nu, asta este. Și am lansat provocarea copiilor să producem curent electric cu ajutorul unei roți de hamster, dar la dimensiuni mari, în care să intre copiii să... Nu știu, să alerge în acea roată de hamster, iar pe modelul, m-am inspirat din modelul dinamului la biciclete din copilărie, să producă curent electric și să asigure energia necesară pentru camere și pentru o lumină difuză, așa, o lumină ambientală. Bun, dar însemna să ai tot timpul pe cineva care... Nu, înseamnă, da, dar eu în viziunea mea, Cozla chiar va fi vizitată, mult mai mult decât este acum vizitată, pentru că Cozla este frumoasă, dealul ăsta, muntele ăsta, Cozla este frumos în orice anotimp, așa, el natural, așa cum ne l-a lăsat Dumnezeu. Dacă mai venim și cu aceste elemente care vor atrage și mai mult copiii, pentru că scopul
unul din scopurile, pentru că are multe scopuri în viziunea mea acest proiect, unul din scopuri este să scoatem copiii din fața calculatoarelor, a laptopurilor și să le arătăm frumusețea naturii, să le arătăm ce se poate face în natură și cum să îi, nu știu, să-i mai apropiem așa de natură, de pădure, pentru că am văzut copii așa care este. Le este teamă să intre în întunericul pădurii. Am văzut copii care tresar sau, nu știu, se panichează, se sperie când calcă pe o creangă și produce un zgomot. Ne-am pierdut această legătură cu natura. Eu sunt și inginer silvic și îmi place pădurea. Tot timpul când am un timp liber, merg cu familia în pădure. Îmi place pădurea și nu numai mie, multor oameni am văzut că le place chestia asta, chestia de a se mișca, de a face mișcarea în aer liber, de a te plimba prin pădurile din jurul orașului Piatra Neamț. Și un alt scop a acestui proiect este că vom transforma o parte din pădurea de pe Cozla în pădure parc și va fi, să zic eu, protejată pentru totdeauna, pentru că acum nu este protejată de tăierile silvice conform amenajamentului silvic. Efectiv, Regia Națională trebuie să, zic eu, să meargă după amenajament și să respecte codul silvic. Adică să taie acei arbori care trebuie să tăiați, pentru că pe partea cealaltă sunt oameni care au nevoie de lemn pentru a-și face construcție, pentru a-și face mobilier sau alte lucruri și în același timp sunt oameni care au nevoie de lemn de foc să se încălzească pe timp de iarnă. Pentru că marea majoritate a comunelor din județul Neamț încă nu au rețele de gaze naturale și încă oamenii se încălzesc cu lemn, ca acum sute de ani. Acum cum să vă spun, având în vedere prețul gazului, având în vedere celelalte prețuri, nici lemnele nu sunt atât de ieftine, dar oricum. Avem norocul că s-a inventat, da, această energie regenerabilă cu ajutorul panourilor solare, care din punctul meu de vedere reprezintă viitorul și nu știu dacă în județul Neamț. Ba da, și în județul, dar nu, când nu trebuie să privim doar județul Neamț, trebuie să privim toată România. De ce nu Bărăganul să producă sau câmpiile să producă curent electric? M-aș bucura să producă grâu. Și grâu, dar poate să producă și curent electric, pentru că vin eolienele, sunt parcurile fotovoltaice care produc curent electric. Încă suntem la început, dar peste 20, 30, 50 de ani, 100 de ani. De acord cu dumneavoastră, numai că cineva trebuie să vadă lucrurile în ansamblu. Adică, aceasta nu este o energie care să-ți mențină stabil un sistem național energetic. Nici oricum nu vor fi. Pentru că vei avea luni în care nu-ți vor produce cele fotovoltaicele, nu bate vântul și dacă nu-ți produce aia și nu-ți bate nici vântul, ai un gol în sistemul energetic și faci, acum nu mă pricep eu foarte bine, dar am pe cineva care îți pricepe și vă explică, și atunci ce faci dacă nu ai ceva? Acum stabilizatorul știi cine este? Hidroelectrica. Hidroelectrica. Dar ce te faci dacă ai și secetă? Nu-ți bate nici vântul și ai și niște probleme. Cumperi energie, tu care ai putea să ai energie. Și atunci, niște minți crețe ar trebui să gândească. E foarte bine că punem fotovoltaice, e foarte bine că punem eoliene. E bine, că așa ne spun mai mari de la Bruxelles, dacă nu ne spuneam, rămâneam noi pe sistemul energetic mai vechi. Dar ce te faci că tu ai nevoie de un sistem energetic stabil? Stabil. Cu siguranță viitorul va rezolva și această problemă. Sigur că suntem va rezolva. La început, încă suntem în partea asta de pionerat al energiei regenerabile. Pentru că, haideți să privim istoria în urmă, de când s-au inventat aceste panouri? Un ultimul secol, da? Un secol din atâtea secole care au trecut peste omenire. Cu siguranță peste un secol sau peste, nu știu, câteva decenii, stocarea va fi mult mai ieftină și mult mai accesibilă. Asta e altă poveste. Da, acolo este problema și problema aia se va rezolva. Eu am încredere că mințile luminate, acele minți luminate care într-adevăr sunt luminate, nu fără ghilimele de rigoare, vor reuși această provocare și vor realiza baterii care vor stoca foarte multă energie. Să ne întoarcem la poveștile noastre. Și nu o spun în sensul peiorativ. Deci chiar este o poveste frumoasă. Da. Acum să trecem la aspectele alea mai spune, mai neplăcute. Mai pământești.
cum s-a rezolvat problema autorizațiilor pentru toate astea? Da, nu, am scos toate construcțiile, le-am scos în afara ariei protejate, pentru că eu știu foarte bine. Bun, dar și acolo e nevoie de o autorizație, nu? Ca să le pui. Dar le avem cu autorizație de construire. Adică asta vă întreb, da, e totul... Da, bineînțeles, totul este în regulă. Iar pe cele care le vom monta în pădurea statului, le punem cu ajutorul, prin intermediul unui protocol de asociere între Regia Națională și Primăria Piatra Neamț, pentru că acele statui care vor fi în pădure nu au nevoie de fundație, ele sunt privite ca și construcții provizorii. Nu da. Sunt forever, nu vor sta acolo zeci de ani de zile. Sau vor sta dacă se schimbă proprietatea asupra pădurii. Da, nu, ele vor sta pentru că până ce nu facem pădure par, nu vom putea să le montăm. Am înțeles. Și lucrurile se mișcă și în direcția asta. Adică sunt provocări, mie sunt o persoană care îi plac provocările și îmi place să găsesc soluții la provocări. Așa sunt eu, asta mă face să fiu mai viu. Bun, haideți găsiți-mi o soluție la provocarea anumită locuri de joacă la Piatra Neamț. La locuri de joacă. Că e tot în zona, atribuțiilor dumneavoastră. Da. Avem 16, cu tot cu ștand, 16 locuri de joacă care s-au fost modernizate de la zero. 16. Anul ăsta mai facem încă 4. Pentru că atâta ne permite bugetul, pentru că o parte din banii alocați locurilor de joacă i-am dus în turnarea tartanului, acele suprafețe de siguranță pentru copii. Da. Pentru că prima oară am făcut locurile de joacă. Am pus nisip pentru că nu am avut bani să punem din prima tartan, dar măcar am făcut elementele. Noi nouțe, garanție 10 ani de zile, moderne, interactive, atractive pentru copii. Acum venim și turnăm tartan în o parte din locurile de joacă, pentru că în administrație, dacă am avea bani cu nemiluita, administrația este mult mai ușoară. Dar trebuie să faci în așa fel încât să rezolvi mai multe probleme cu aceiași bani. Și nu poți să faci peste noapte să turnăm tartan în toate locurile de joacă. Și anul ăsta vom pune tartan. La anul vom pune și în celelalte. Anul, dacă mai sunteți în primărie. Dacă nu vom pune, noi vor pune cei care vor veni la conducerea primăriei, pentru că dacă nu vor pune, oamenii îi vor taxa. Pentru că de ce spun că îmi place să arunc sau să arunc provocări sau să las lucruri care să le dea de gândit sau de muncit viitoarelor conducere ale primăriei, pentru că tu ca, nu știu, habar nu, hai să luăm utopic. Ajungeți dumneavoastră viceprimar sau primar la Piatra Neamț. E clar că dumneavoastră va trebui să faceți locuri de joacă cel puțin la fel de frumoase cum le-am făcut noi. Am două cuvinte de spus aici. Exclus. Exclus. Să ajung eu viceprimar. Primar. Nu, am zis. Și primar. Exclus. Pentru am că... zis să nu implicăm persoanele care își doresc să ajungă primar la Piatra Neamț. De asta mi-am permis. O secundă aș vrea. Tocmai am primit un mesaj având în vedere realizarea intervenției la rețeaua publică de distribuție apei potabile. Compania Județeană Apa Serviciu este pusă în situația neplăcută de a anunța sistarea furnizării serviciului de alimentare cu apă astăzi, 27 martie 2024, între orele 15:30 și 19:30, în municipiul Piatra Neamț. Vor fi afectate Muzeul de Istorie, Farmacia Dona de pe Bulevardul Decebal. Nu știu dacă și alte, probabil că și cetățenii care sunt în zonă vor fi afectați, dar am spus asta ca să se știe că e o problemă. Vă rog. Și revenind la locurile de joacă, cum spuneam, ceilalți care vor veni după noi... Spune cineva că e vechi, azi în 28. Eu acum l-am primit. Acum l-am primit, asta. Și orașul Piatra Neamț chiar va avea niște locuri de joacă frumoase. Chiar acum lucrez la proiect. Lucrez împreună cu proiectanți, lucrăm la realizarea unor elemente de joacă sau elementului principal de joacă inspirat din turnul Ștefan cel Mare. Și de asta veți vedea că cel puțin două locuri de joacă din Piatra Neamț vor fi inspirate din arhitectura turnului Ștefan cel Mare. Asta este un prim pas interesant
în zona asta a locurilor de joacă. Fiecare loc de joacă pe care l-am realizat în Piatra Neamț are o poveste în spate. Cel din Dărmânești, de la mai... Nu mă provocați, că am și eu o poveste cu locurile de joacă. Nu. Locurile de joacă, luând individual fiecare loc de joacă. Adică o să vedeți. Cel de la Școala 10 este cu dragon și cu alte elemente de poveste. De la OMV, de la mai sus de OMV, este, are o tematică de... nu știu, maritimă, barcă, bărcuțe, surfing. Sunt patru cetăți. Eu l-aș pune undeva în zona apa servă asta. Da, l-am pus acolo la unul mai pentru că ne-a permis, suprafața. Probabil că vom pune și lângă apa servă. Sau lângă apa servă să puneți un loc de joacă inspirat de pârtia deschisă de la Piatra Neamț. Ăla, din păcate, este un proiect care nu a mers și nu va merge. Asta este. Sunt decizii am care... Am înțeles că se schimbă orientarea Pământului față se de schimbă, Soare. Da, și se schimbă polul magnetic. Nu o să mai fie spre Est, o să fie spre, știu eu, Nord. De și asta atunci... vedeți că sărim de la una alta și mie îmi place totul să duc acolo spre Uriași, pentru că Uriașii sunt, sau este un proiect care va fi vizitabil 12 luni pe an. Pentru că nu ești, să zic eu, oprit decât dacă plouă sau... Na, atât, dar oriunde. Când plouă nu poți să vizitezi, asta nu ne putem bate cu Dumnezeu. Dar în rest poate fi vizitat în orice anotimp. Nu este un traseu greu, haideți ca să o spunem. Ați văzut, da, de asta, nu este un traseu greu, este un traseu ușor, este un traseu de plimbare într-o zi și ne dorim prin acest proiect să ținem acolo sus pe coz la captivi, în ghilimele, turiștii. O zi întreagă, pentru că știți în turism care este cea mai mare problemă? Oamenii se plictisesc și nu au cu ce să-și umple o zi întreagă sau un sejur sau mai multe zile. De asta, partea a doua acestui proiect este să realizăm și turism de noapte. Chiar asta cred fașă, că ar prinde, știți de ce? Din fașă este proiectat în... Știți de ce ar prinde? Ar veni seara, nu s-ar mai caza ca să nu plătească taxa hotelieră la Piatra Neamț și vor face turism de noapte pe traseu. Prinde sigur. Din contra, va fi invers. Turiștii își vor mai lua încă o noapte de cazare ca să vadă ce se întâmplă noaptea sus pe coastă. Da. Aștept și eu să văd când va fi și la Piatra Neamț ideea aceea. Cred că proastă, că altfel n-ar fi peste tot și la noi. Să te cazezi două nopți la Piatra Neamț și să ai acces gratuit în muzee, în alte locuri vizitabile, ca să încurajezi cazarea. Da, am înțeles. Adică eu aș prefera să atragem turiștii așa decât să le punem o taxă hotelieră care să ducă la o asociație despre care nu știm încă exact care, ce finalitate are, vorbind vis-a-vis de banii care intră acolo. Da, este o altă poveste, opinie personală. Da, este o personală. Altă viziune. Da. Haideți să încheiem acum cu primăria și să vă întreb pe dumneavoastră. Ne întoarcem în politică, avem grijă pe unde călcăm și ne întoarcem în politică. Ați spus-o de mai multe ori că veți candida oricum la funcția de primar. Oricum voi candida. Acum sunteți în echipă cu actualul primar, probabil că veți fi combatanți, ca să spunem așa, pe fronturi diferite, în echipe diferite pentru campanie. Unde veți candida? Eu îmi doresc și sper că voi candida la primărie din partea USR-ului, respectiv Alianța Dreapta Unită. N-ați fost anunțat că sunteți exclus? Am fost doar anunțat. Nu am și primit o hârtie oficială sau un răspuns oficial. Așa, dacă dumneavoastră puteți să-mi spuneți, domnul Irimia, de mâine sunteți exclus din partid. Că eu pot să vă spun, domnul Irimia, închide misiunea, plecați, că căutați-vă partid. Exact. Asta pot să spun. Bineînțeles. Dar... Nu, dăm exemplu așa. Nu am primit un răspuns oficial, o decizie, nu am fost, nu știu, nici măcar nu a avut loc o ședință de birou județean din care fac parte. Pentru că sunt deci a fost așa un fel de nana verbală. A fost o scăpare, să zic eu. O scăpare nefericită. De atunci ați mai fost la partid? Eu am fost la partid într-o ședință de birou local în care s-a discutat, vai, cât de mult am greșit eu și cât de rău am făcut partidului că am... pus, să zic, umărul la schimbarea unui viceprimar care nu mai puteam să avem acea majoritate care
avem nevoie pentru a face administrație corectă, pentru că acum știți cum, eu spun lucrurile pe nume, domnul Bulai nu știe să facă administrație, nu știe ce înseamnă administrația publică locală. El, domnul, este parlamentar la al doilea mandat, el știe cum stau lucrurile acolo în Parlament, dar aici, la firul ierbii, el nu știe. El nu știe că dacă nu ai o majoritate stabilă, nu poți să treci proiectele, nu poți să ai o, nu știu, o linie sau o coerență în ceea în ți-ai propus să faci. El vede doar o luptă politică și doar o, să zic eu, băgat bățul printre garți sau la spițele bicicletei. Acum, așa vede lupta politică. Din punctul meu de vedere, fiecare avem viziuni diferite. Dumnealui vede lupta politică prin o poziție neproductivă din punctul meu de vedere, iar eu văd lupta politică punând umărul în administrație și făcând lucruri acum, în momentul în care putem să facem lucruri, nu peste 2 ani, nu peste 4 ani, nu peste 8 ani. Acum, cât încă suntem factor decizional și putem lua deciziile pentru oraș, bune, rele, lumea ne va judeca și ne va ștampila sau nu ne va ștampila. Dar suntem aici, adică noi luptăm pentru cioara de pe gard când avem cioara în mână. Asta e în viziunea domnului Bulai, sau cum văd eu lucrurile. Iar din punctul meu de vedere, a făcut o greșeală. Nu știu dacă a vrut, n-a vrut, dar nu cred că ar fi trebuit să facă lucrul ăsta. Acum, noi pornim de la niște lucruri. Faptul că dumneavoastră sunteți viceprimar din partea USR. Așa este. USR-ul a emis un comunicat. Mă rog, USR Plus, da, aveți dreptate. USR-ul a emis un comunicat cum că, din punctul lor de vedere, dumneavoastră... Din punctul domnului Iulian Bulai. Nu știu, scria birou de comunicare. Birou de comunicare, da, dar această decizie, dumneavoastră știți politica, această decizie se ia într-un birou județean în care fac parte și nu am fost convocat. Am înțeles. Dar nu, eu nu asta. Chestiuni de partid care le lăburiți dumneavoastră. Deci, din așa la vedere, vi s-a spus, sunteți exclus dumneavoastră și domnul, mai știu... Cosmina Sandei, da. Crețul Laurențiu, da, adică... Nu, Crețul în partea cealaltă, la județ. Eu vorbesc da, de... Da, dar tot vorbim de USR. Dacă, pentru că puterea deciziei este în mâna domniei sale acolo, dacă nu veți fi candidatul USR la primărie, va trebui să candidați de undeva. V-ați gândit? Aveți o variantă? M-am gândit, dar eu încă sper că voi candida. Adică chiar îmi doresc și lucrurile astea atunci se vor întâmpla. Altfel, dacă nu veți fi candidatul lor. Independent. Deci dacă nu veți fi candidatul lor. Oricum voi candida independent. Și dacă ceea ce se numește acum alianța asta de dreapta în Neamț nu va funcționa, ați luat în calcul, de exemplu, să candidați tot de pe partea dreaptă din altă parte, nu știu. Forța Dreptei este sublimă, dar nu există decât prin tot felul de mici relații. Este la început. Mă rog, eu zic că nici măcar nu sunt la început. Ei sunt deja trecut. Dar asta e altă poveste. Ei sunt... Da, mă rog. PMP-ul ar fi o variantă. PMP-ul are oameni buni. Prin asta zic, ați avut vreo discuție cu ei? Da, bineînțeles, dar au fost și, să zic, o parte, unele negocieri împreună cu PMP-ul, împreună cu Forța Dreptei, în momentul în care făceam echipă cu domnul Bulai și cu colegii din partid. Dar, v-am zis, nu exclud nici o candidatură independentă. Nu exclud. Iau toate variantele în calcul. Eu sunt o persoană luptătoare care când își pune ceva în minte nu se lasă până nu se întâmplă. Nu neapărat că și voi reuși. Bine, dar ca independent, independent în ziua e de foarte astăzi, greu, este imposibil, eu știu, dar... Nu este imposibil, dar este greu. Nu este aproape imposibil. Și, dar știți cum... Având în vedere aglomerația de personalități care candidează, s-ar putea ca lumea să zică, știți ce, ia hai... Mai lăsați-ne cu stabilitate, cu nestabilitate, instabilitate, mai lăsați-ne cu mobilitate, cu nemobilitate, hai să vedem și pe cineva care vine. Din păcate nu am un nume atât de sonor încât să fac o mișcare frumoasă, zic eu. Dar mă pregătesc. Eu vă spun și mult în ultima voastră, la un moment dat voi ajunge primar la Piatra Neamț. Presimt, simt lucrul ăsta, nu știu de ce. A
Habar nu am. Cum așa cum am simțit alte lucruri care s-au întâmplat și lucrul ăsta îl simt. Haideți să vă spun o glumă, o povestioare. Înainte să... sau în momentul în când mi-am cunoscut soția, eu mi-am cunoscut soția la partid, la un partid, la PDL. Nu ascult lucrul ăsta, este, să zic eu, am fost cel mai câștigat din PDL pentru că mi-am găsit dragostea vieții mele. Și la un moment dat, în primele luni, atunci știți cum, când relația are o anumită formă și emoție și fluturi în stomac, la un moment dat, într-o glumă, i-am zis, băi, eu la un moment dat voi ajunge primar la Piatra Neamț. S-a uitat așa la mine, a început să râdă, m-a comparat cu primarul care era... Adică Gheorghe Ștefan. Gheorghe Ștefan. A zis, domnule, Gheorghe Ștefan arată așa și tu arăți așa. Nu. Că tu arăți mai bine pentru mine, zis, băi, okay. Gheorghe Ștefan arată mai bine. Știind cum era pentru Gheorghe Ștefan și cum sunt eu, îi dădea cu virgulă, dar în momentul în care am fost candidat din partea USR-ului în 2020, a făcut-o să se gândească mai serios sau și-a reamintit gluma noastră din tinerețe. Eu asta vă spun și asta o simt și vă spun cu sinceritate maximă. La un moment dat voi ajunge primar la Piatra Neamț. Am răbdare, fac administrație, capăt experiență și dacă soarta va fi așa, așa va fi. Dacă nu, cum să zic eu, am încercat măcar. Nu, nu este o pierdere, dar simt așa ceva în mine că voi fi primar la Piatra Neamț și eu cred că trebuie să fiu primar la Piatra Neamț. Pentru că am o viziune destul de sănătoasă, sunt o persoană cu multă imaginație, cu multă energie. Nu știu dacă sunt neapărat o persoană cu un leadership, dar lucrurile astea se fac sau se realizează sau se cosmetizează în timp. Dar așa văd eu lucrurile acum. Eu sunt o persoană foarte sinceră și mi-aș dori ca mulți oameni în poliție să fie sinceri. Chiar dacă bat câmpii uneori, dar asta sunt eu. Nici nu mai am ce să spun altceva. Ne oprim aici cu emisiunea. Mulțumesc frumos. Pentru că încheiem în felul ăsta optimist din partea dumneavoastră. Sunt un optimist convins. Am găsit eu lucruri îngropate de oameni acum mii de ani. Cu siguranță voi ajunge și primar la Piatra. Eu vă doresc să găsiți calea bună pentru dezvoltarea normală și, cum să spun eu, în firesc cu ei, adaptat la vremurile actuale a acestei urbe, care în acest moment are niște proiecte care merg, din păcate sunt niște lucruri care la vedere nu fac bine. La vedere. Așa eu este. Nu știu ce e în spate, oricum nu pot să înțeleg cum pot să dărâmi un pot să n-ai autorizația emisă, nu pot să înțeleg că să nu ai un proiect pentru branșare, să ai un proiect fără branșare și să nu ai branșarea luată în calcul în momentul dați-mi în care... Dați-mi voie să vă spun o concluzie din experiența mea de 3 ani de zile ca viceprimar. Dacă nu te implici într-un proiect, acel proiect nu va fi un proiect de succes. Pentru că oamenii din primărie au fost învățați sau așa s-au învățat, ei s-au adaptat ca ei să nu mute un lucru din stânga în dreapta dacă nu-i arăți direcția și timpul de mișcare. Da, este corect ceea ce asta spuneți. Este concluzia mea, pentru că ar fi foarte simplu să spui, bă, vreau asta, asta, asta și cu asta și gata. Tu să ții în curs viziunea ta ca primar. Dar lucrurile nu se întâmplă așa. Trebuie să te... nu știu, să te implici până la ultimul cui sau la ultimul șurub. Pentru că altfel nu se vor întâmpla lucrurile așa cum le-ai gândit tu în viziunea ta. Da. Din păcate. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare. A fost interesant și, cum să spun eu, vivace. Emisiunea ați transmis din energia dumneavoastră. Eu recunosc că astăzi nu prea am avut foarte multă energie, dar trebuie... Am primit anunțul, ca să spun, actualizat de la APASERV. Din cauza unei situații de urgență alimentare a energiei electrică către stațiile de captare și tratare a apei potabile ale companiei APASERV a fost întreruptă de către E.ON în perioada 27-a 3-a, orele 22-37, 23-37. A fost un incendiu, mă rog, un început de incendiu. Așa. Această situație coroborată cu intervenția la conducta magistrală de aducțiune a apei potabile,
din data de 26.03, a dus la scăderea presiunii apei în rețea, existând și posibilitatea opririi temporare în furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă. Astfel, compania este pusă în situația neplăcută de a furniza apă cu presiune redusă, existând și posibilitatea întreruperii temporare a furnizării. Astăzi, 28.03, până la ora 22, vor fi afectați utilizatorii din Bingo, municipiul Piatra Neamț, Bingo, comuna Grâlcina, Bingo, comuna Dochia, Bingo, comuna Girov. Nu va fi, asta este vestea bună, nu va fi afectat Spitalul Județean Neamț și nici cartierele, și nu vor fi afectate nici cartierele Mărăței, Gara Veche, 1 Mai și Speranța. Restul se pare că veți fi afectați. E posibil să întâmple revenirea la normal în data de 29.03.2024, începând cu ora 7.30. Cu noi sunt buni. Scuzele, la Roma și la Târgu Neamț e mult mai grav. Scuzele vin din partea companiei și mulțumiri pentru înțelegere. Săpunul și apa de la apa plată vin din buzunarul propriu al cetățeanului. Eu stau la 1 Mai din 2014. Da, niciodată n-am avut, sau foarte puțin am avut sistată apa, dar nu este băubilă. Nu știu. Nu este potabil. Credeți-mă, de 2014 cumpăr apă potabilă și nu doar eu, să zic că sunt mai pretențios și am papilele gustative altfel. Toți vecinii. Acum și tot unul mai. Să vă spun ceva. Nu știu dacă faceți bine. A fost un viceprimar la Piatra Neamț care nu consuma decât apă de la apa serv. Nu pentru că n-ar fi avut bani, că s-a îmbogățit bine de tot. Și s-a împroprietărit bine de tot în perioada respectivă. Și acum e prin București, cred, dacă nu mă înșel, și bea tot apă și din București, când are, și se pare că a dus-o bine, adică nu a avut... Că asta îl greșesc eu, că cumpăr apă. Păi vedeți, dacă ați bea apă de la apa ser, probabil că ați reușit să vă împroprietăriți și dumneavoastră. Apa de la apa ser are niște substanțe care te fac să te împroprietărești. Exact. Asta a fost emisiunea de astăzi. Numai bine, oameni buni, mulțumim domnului Ieremia pentru participarea la emisiune. Scuze celor pe care i-am amintit în emisiune, dacă cineva a crezut că am fost ironic, n-am fost ironic nicio secundă. Eu chiar regret toate pierderile pe care le are acest oraș, atât în persoane, cât și în bani. Cele bune, numai bine! La revedere!